Victor Lazarev, vechi maestri europeni, Mantenia, atitudinea oamenilor din renaștere față de moștenirea antică a fost complexă și contradictorie. Deși Italia era bogată în monumente antice și cu toate că tradițiile vechii culturii romane nu s-au întrerupt niciodată integral pe solul italian, Înțelegerea esenței artei antice s-a produs abia odată cu secolul al XIII-lea, odată cu epoca protorenașterii. ca Nicolo Pisano și îndeosebi Arnolfo di Cambio nu numai că au manifestat un viu interes față de arta antică, dar și-au dat seama și de înrudirea ei cu propriile lor căutări creatoare. Într-o oarecare măsură, ei au folosit-o în spiritul lui Didro. Se cuvine să studiezi antichitatea pentru a învăța să vezi natura. În secolul al XIV-lea, în epoca activizării goticului, o asemenea abordare a moștenirii antice a cedat locul altui fel de înțelegere a ei. Cercul temelor antice se lărgește rapid dar ele nu capătă câtuși de puțin o rezolvare antică. Eroii miturilor antice se învășmântează în costume contemporane cu artiștii și acțiunea este transportată în ambianța vieții orășenești contemporane. Această linie a unei interpretări fanteziste și feerice a moștenirii antice își găsește continuarea și în epoca Quatrocento-ului, înainte de toate în acele tablouri alungite pe orizontală, care împodobau lăzile, casonii, ce se așezau de-a lungul pereților. În asemenea scene, așa zis, antice, supuse unei puternice stilizări gotice, era multă naivitate. Multe lucruri amuzante, distractive, dar, în afară de subiect, în ele nu este nimic antic. Și abia generația lui Brunelleschi, Donatello și Masaccio, continuând în multe privințe tradițiile protorenascentiste, a descoperit în zestrea antică, artistică, a antichității ceva înrudit cu ea ca spirit, ceva care i-a ajutat pe artiști să întruchipeze în luptă cu goticul noile idealuri umaniste. De aceea, chiar atunci când se prelucrează teme creștine, acestea sunt apropiate în planul ideilor de imaginile artei antice. În secolul al XV-lea și în cel următor, se mărește brusc numărul vechilor monumente care intră în centrul atenției artiștilor italieni. Din aceste monumente, artiștii capătă vi impulsuri creatoare, preiau de-a motive de mișcare și de drapaj, încearcă să-și însușească lexicul limbajului antic. Întrucât majoritatea covârșitoare a acestor monumente nu erau opere ale artiștilor greci, ci ale celor romani, maestrii renascentiști și-au interzis implicit accesul la înțelegerea clasicismului grecesc și abia Tizian a știut să distingă în copiile meșteșugărești romane sâmburele Elen. Se poate ca el să fie avut norocul să vadă opere originale ale clasicismului grecesc, care puteau să ajungă lesne la Veneția, această regină a Adriaticii, îndreptată cu fața spre răsărit. În orice caz, niciunul dintre maestrii renașterii n-a dovedit o asemenea receptivitate pentru felul cum înțelegeau grecii forma catițian, în ale cărui creații reînvie parcă spiritul lui Praxiteles. Printre italieni, antichitatea era nu numai o moștenire artistică pe care ei să se sprijine spre a ușura sarcina rezolvării noilor probleme ce le stăteau în față. Antichitatea era pentru ei și o mare tradiție națională. De aici atitudinea lor entuziastă față de ea. Tot de aici și în conjurarea ei cu o aureolă romantică. Visurile despre măreția de odinioară a Romei îl, îi însuflețeau nu numai pe Cola di Rienzo, ci și pe tiranii renașterii, ci și pe titanii renașterii, care se imaginau succesorii direcți ai marilor romani. Mulți reprezentanți ai familiilor nobile își împingeau originea către îndepărtatele timpuri când Roma era stăpâna lumii. Așa de pildă, venețienii Barbo considerau că ei se trag din Agenobarbus. Cornaro, se declarau urmașii direcției Scipionilor, Cornelii iar Venier o considera pe Venus ca strămoașa stirpei sale, Propago Veneris. Când în 1485, la Roma, se zvonică în domeniile mănăstirii Santa Maria Nuova, pe via Apia, a fost găsit într-o stare perfectă de conservare, Cadavrul unei frumoase fete din vremuri străvechi, faptul a fost interpretat ca un fenomen miraculos din trecutul îndepărtat al poporului italian. Și majorității umaniștilor nu le trec prin cap atât idealurile ambițioase despre putere, cât dorința de a vedea din nou, în forma lor întreagă, templele mândre, vastele amfiteatre forumurile, apeductele și termele, întreaga orânduială și strălucire a acelei epoci de invidiat, pe lângă care contemporaneitatea li se părea o paragină ticăloasă. Chiar o minte rece și trează, cum era Machiavelli, manifesta o atitudine entuziastă față de antichitate. Într-una dintre scrisorile sale din 10 decembrie 1513, el descrie ziua petrecută în societatea măcelarilor, amorarilor și coșarilor, la jocul de noroc trick-track, când izbucnește gâlceava pentru fiecare quatrino. Astfel, încurcându-mă cu acești lindeni, eu îmi salvez creierul de mucegai și dau voie ursitei mele haine ca ea să mă stâlcească așa cum se cuvine, iar eu să văd dacă ei nu îi se face cumva rușine. Când vine seara, mă întorc acasă și intru în camera mea de lucru. În prag îmi arunc zdrențele de toate zilele, acoperite de praf și murdărie. Mă îmbrac în veșminte împărătești de curte. Îmbrăcat în acest fel demn, intru în colecția antică a bărbaților din antichitate. Acolo, întâmpinat de ei cu dragoste, savurez hrana ce mi-a fost pregătită exclusiv mie, pentru care am fost născut. Acolo nu mă sfiesc să stau de vorbă cu ei și să le cer explicații pentru faptele lor, iar ei îmi răspund binevoitor. Timp de patru ore nu încerc niciun fel de plictiseală. Uit de toate amărăciunile, nu mă înspăimântă sărăcia și nu mă sperie moartea. Mă transpun cu totul și cu totul în ei. Acest fragment din scrisoarea lui Machiavelli este, în felul său, o cheie pentru justa înțelegere a creației lui Mantenia, cel mai învățat pictor din 400, care a încercat cu o perseverență frenetică să renască în desenele, în frescele și tablourile sale, depărtata lume antică dar oricât ar fi aspirat el către recrearea exactă din punct de vedere arheologic a acesteia, pentru omul secolului al XV-lea lucrul nu mai era posibil. În spatele lui se afla multiseculara cultură creștină. În anturajul său erau vii tradițiile gotice, deosebit de puternice în Italia septentrională. De aceea, mantenia a dat o interpretare cu totul neobișnuită moștenirii antice. Interpretare care uimește prin originalitatea și noutatea ei. Ea are un gust aparte de ceva astringent și acea nuanță de duritate lăuntrică ce le era străină grecilor, dar care nu le era deloc străină romanilor, care au asimilat cultura Elenă. Anii de studii și prima perioadă a activității artistice a lui Mantenia sunt legate integral de Padova. Acest oraș era vestit pentru renumita sa universitate, întemeiată în anul 1222. Între pereții acesteia se studia nu numai astrologia, filosofia, gramatica și retorica, ci și medicina, anatomia și matematica. Padovanii se mândreau de multă vreme cu trecutul lor îndepărtat și pentru ei nu a slăbit niciodată interesul viu pentru studiile antice. Nu întâmplător, tocmai pe meleagurile padovane a apărut primul umanist italian, Albertino Musato, 1261-1327, autorul unor tragedii în spiritul lui Seneca. Al unor epistole în metru elegiac, al unor egloge și al unor opere filosofice influențate de Cicero și de Seneca. Personalitatea sa le părea contemporanilor atât de atrăgătoare încât, la propunerea prietenilor săi, și în urma hotărârii Universității, în anul 1315. Musato a fost recunoscut în mod public și solemn poet, fiind încununat cu o coroană din ederă și mirt. În secolul al XIV-lea, când Padova se afla sub stăpânirea dinastiei Carara, ea a continuat să rămână un oraș eminamente științific, care atrăgea cele mai luminate minți ale Italiei. La curtea Carara a trăit o oarecare vreme Petrarca, a cărui operă, De Viris Illustribus, a stat la baza programului picturii murale, cu care a fost împodobit între anii 1367 și 1379 palatul lui Carara din Padova. Aici a fost, au fost zugrăvite faptele lui. Iugurta și ale lui Marius și nenumărate portrete ale ilustrilor bărbați ai antichității. Este caracteristic faptul că printre acești bărbați figurau numai romani, care erau considerați ca precursori direcți ai membrilor dinastiei Carara. Nu degeaba Lombardo della Seta, discipol credincios al lui Petrarca, scria adresându-se lui Francesco da Carara. Ține-i minte totdeauna pe acești oameni pe care trebuie să-i iubești cu ardoare, date fiind faptele lor. Pictura murală din sala Virorum Illustrium n-a ajuns până la noi, dar tot ce știm despre ea creiește despre caracterul neantic al acestui ciclu în frescă, executat în manieră tipic trecentistă. Numai în planul 2 au fost reprezentate și cunoscutele construcții romane, dar fără nicio îndoială și ele au fost redate nu cu precizia arheologică, ci cu o mare aproximație. Despre interesul viu al dinastiei Carrara pentru operele antichității vorbesc și medaliile bătute de Francesco II de Carrara în anul 1390, cu ocazia recuceririi Padovei. Cum a demonstrat Schlosser, ele reprezintă o imitație directă după monedele romane din perioada imperială. Acesta era un act de apel conștient la tradiția antică de la care se împrumuta nu numai conținutul, ci și forma, acea formă minunată care l-a îndemnat pe Lombardo della Seta să aducă din Florența la Padova o statuie antică și care l-a inspirat pe un alt prieten al lui Petrarca, Giovanni Dondi del Orologio, să deseneze operele de sculptură antică văzute de el în anul 1375, în timpul unei călătorii la Roma. Când Padova a intrat în 1405 în componența Republicii Venețiene, ea nu și-a pierdut specificul. Veneția a avut o atitudine foarte grijulie față de Universitatea din Padova și de tradițiile locale. Autoritățile venețiene n-au împiedicat cultul lui Titus Livius, ale cărui presupuse o seminte au fost descoperite în anul 1413. Acest bărbat ilustru, originar din Padova, n-a fost uitat niciodată aici, iar din acest moment numele său a iradiat și mai multă strălucire. El a trezit amintiri despre măreția de odinioară a Italiei, a înviorat patriotismul local și l-a inculcat padovanilor sentimentul de mândrie pentru vestitul lor compatriot. Focarul studiilor umaniste era Catedra de Retorică a Universității Padovane. Aici au activat vestiții umaniști, începând cu Pietro Paolo Vergerio, 1390, 1400 și Gasparino Bursița 1407. Lor le-a urmat o întreagă pleiadă de învățați ilustri ca Guarino da Verona, Francesco Filelfo, Vitorino da Feltre, grecii Emanuel Hrisolaras și Gheorghi din Bizonda. Prin activitatea lor, aceștia stimulau studiile antice, și în jurul lor a început să se grupeze toți cei care se interesau nu numai de literatura și filosofia antică, ci și de arheologia și epigrafia vechilor epoci. Nu puțin a făcut pentru trezirea interesului față de antichitate și emigrantul florentin Palla pe care Cosimo Medici l-a condamnat în anul 1434 la exil. Casa lui din Padova era în felul ei un salon care atrăgea umaniști, învățați, colecționari și artiști. El însuși era un pasionat colecționar de manuscrise antice, în special grecești. Și în casa lui au fost oaspeți Giovanni Argyropolos și alți greci care îl ajutau să citească manuscrise elene și se ocupau cu traducerea lor. Întrucât stroții, crescuse și se formase la Florența, în ambianța căreia se zămislise arta renascentistă, el s-a afirmat la Padova ca propagandist al esteticii florentine. Nu este exclusă posibilitatea ca tocmai la sfatul lui Stroții să fi fost invitat Donatello la Padova, unde altarul lui din Santo, 1446. 1450, constituie începutul unei noi epoci în istoria artei acesteia. Padova era nu numai un puternic centru al umanismului, ci și o școală originală a arheologiei clasice. Cu Strozzi întreținea relații Ciriaco-Pițicoldi-Dancona, 1391-1455 renumit călător și pasionat amator de antichități. Ca negustor ce făcea comerț cu Orientul, Ciriaco a făcut încetul cu încetul o pasiune atât de puternică pentru monumentele vechi, încât a început să le studieze sistematic. El a călătorit în Grecia, Peloponez, în Tracia, Macedonia, Dalmația, în anii 1423-1424. A fost la Roma în 1436, a pornit să cunoască piramidele egiptene, iar în deceniul 5 a comentat pentru sultanul Turciei, Mahomed al ii lucrările istoricilor greci și romani. În timpul acestor călătorii, Ciriaco a copiat inscripțiile antice, a desenat Partenonul și zidurile din micene, a strâns pietre vechi și monede, medalii, manuscrise, fragmente de sculpturi antice. Șase tomuri din ale sale comentarii, care conțineau însemnări zilnice amănunțite, și o mulțime de schițe, au pierit, din păcate și, deși cunoștințele sale în domeniul limbilor vechi nu erau prea solide, el căpătase o asemenea faimă încât prietenii și admiratorii săi exaltați l-au cântat în versuri și proză comparându-l ca elocvență cu Demostene și cu Cicero, ca har poetic cu Vergiliu, iar ca posibilități în domeniul picturii și sculpturii cu Apelles și Fidias. Prețuirea atât de exagerată de care se bucura Ciriaco se explică prin faptul că contemporanii săi îl considerau o personalitate ieșită din comun, care văzuse tot ceea ce oamenii renașterii abia dacă puteau visa să vadă. Activitatea lui Ciriaco a găsit urmași străluciți la Padova, în persoanele a doi foarte buni prieteni de lui Mantenia, Felice Feliciano. 1431 și circa 1480, și Giovanni Marcanova, mort în 1467. Originar din Verona, Felice Feliciano era în același timp anticar, tipograf, poet și alchimist. El era îndrăgostit de tot ce era antic și copia metodic inscrip inscripții antice a căror culegere a dedicat-o lui Mantenia, numit Amicus Incomparabilis. În această dedicație, Felice Feliciano se pronunță cu multă căldură despre artist, lăudându-i erudiția și profundele cunoștințe arheologice. Una dintre culegerile sale epigrafice conține un mic tratat despre alfabetul latin, lettera antica formata, în care el descoperă construcția proporțională proprie acestui alfabet. Examinând una după alta majusculele, el tinde către frumusețea trăsăturilor, către rarefierea compoziției și către fermitatea liniei. Cum a demonstrat profesor Mais, Felis Feliciano și-a propus aproximativ aceleași sarcini ca și Mantenia, care a executat o serie de splendide inițiale într-un manuscris păstrat la albii această trezire a interesului față de forma majusculei romane scriptura monumentalis era strâns legată de pasiunea pentru arheologia antică și de dorința de a reproduce cât mai exact antichitatea clasică Alt prieten al lui Montenia, Giovanni Marcanova, a scris în anul 1465 un tratat de Antichitatibus, în care, alături de inscripții, se întâlnesc și desene despre detalii de arhitectură, scene cu figuri și diferite feluri de arme romane. Marca Nova a fost de asemenea autorul unui tratat dispărut despre triumfurile, titlurile și armamentele romane. Fără îndoială, Mantenia a folosit materialele adunate de prietenul său și, probabil, a apelat nu odată la el pentru sfaturi. S-a păstrat un foarte interesant document în care se descrie călătoria pe lacul Garda. Făcută de Mantenia Felice Feliciano Marcanova și de Samuele de Tradate, care făcea parte din anturajul marchizului Lodovico Gonzaga pe lacul Garda, călătorie făcută cu scopul de a studia și desena monumente și inscripții antice. Toată această companie a petrecut zilele de 23 și 24 septembrie 1464 pe lac, cuprinsă de un viu entuziasm față de îndepărtatea lume a antichității. Nu degeaba Felice Feliciano a intitulat descrierea acestei plimbări Jubilatio, Samuele de Tradate era imperator, Mantenia și Marcanova consuli. Împăratul încoronat cu o cunună de ederă și lauri îi conduce pe prietenii săi într-o barcă bogată împodobită pe lac, pe câmpia lui Neptun. Acostând la țărmul opus, ei aduc mulțumiri în templul Madonei, prea înaltului Tonans și glorioasei sale mame, pentru faptul că le-au luminat inima, și le-au îndreptat pașii spre asemenea mărețe locuri unde au găsit rămășițe ale antichității și unde au putut să se delecteze cu ele în voie. În această povestire sunt reunite, în modul cel mai fantezist, elemente antice și creștine. Aici este atâta ardoare sufletească și atât elan înflăcărat față de minunatele idealuri ale antichității, încât se poate vorbi despre un fel de misticism arheologic. În această societate de cunoscători în materie de antichități, Mantenia era la el acasă. Nu degeaba, Laurentius Pignorius, enumerând pe specialiștii în epigrafie, îi menționează numele împreună cu cele ale lui Marcanova, Feliciano, și fra Giocondo da Verona. Se știe că Mantenia colecționa asidu opere ale sculpturii antice. Nu degeaba, colecția sa a fost vizitată de însuși Lorenzo Magnificul. Spre sfârșitul vieții sale, Mantenia a fost constrâns de unele greutăți financiare să vândă Isabellei Deste bustul Faustinei. Pe care îl iubea cu ardoare. Printre toți artiștii Renașterii, Mantenia a fost fără îndoială cel mai bun cunoscător al antichității. El deținea un mare volum de date pur arheologice, domeniul în care nimeni nu se putea compara cu el. Cunoașterea antichității de către Mantenia se deosebea însă infinit de mult de cunoștințele noastre în domeniul respectiv în lucrările sale nu este nevoie să descoperi sute de absurdități arheologice. El combină cu ușurință elemente din viața contemporană cu construcții și veșminte antice, uneori supunând motivele antice unei stilizări liniare atât de puternice încât ele devin aproape de nerecunoscut. Și totuși, Mantenia a reușit ca niciun alt maestru din 400 să simtă spiritul străvechii culturi romane, care se asocia întotdeauna în conștiința sa cu trecutul măreț al poporului italian. Oricât de stăruitor erau cultivate tradițiile antice la Padova, ele n-au putut totuși să determine în întregime caracterul creației lui Mantenia. Nu trebuie uitat niciodată că majoritatea tablourilor și frescelor lui Mantenia au fost pictate nu pe teme antice, ci creștine. El a trăit în orașul unuia dintre sfinții cei mai venerați de Biserica Catolică, Antonio din Padova. El a văzut gloate de mii de pelerini ce se scurgeau în fiecare an spre Biserica închinată Sfântului renumitul Santo. S-a obișnuit de la o vârstă fragedă să se închine în fața polipticurilor de formă gotică, cu figurile înțepenite ale sfinților, detașate net pe fundalul auriu. În sfârșit, cu toată slăbiciunea sa pentru antic, el a rămas un fiu credincios al bisericii, căci altfel nu ne-am explica grija purtată de el capelei sale. Și el a crescut în ambianța unei arte, dacă nu pur gotice, în orice caz destul de puternic goticizante și cu rădăcini adânci în Italia septentrională. De aici propensiunea lui către formele anguloase, către faldurile agitate, către motivele supraîncordate ale mișcării, către chipurile crispate de convulsii și, tot de aici, Preferința pentru linia subțire, fermă, pe care o frânge, o arcuiește, o răsucește după bunul plac, făcând totdeauna concesii stilizării gotice cu care se obișnuise. Numai ținând seama de toate acestea, putem să înțelegem arta lui Mantenia, cu sursele ei complexe și cu toate contradicțiile ei profunde, uneori chiar tragice. Biografia artistului nu coincide nici pe departe totdeauna cu caracterul artei sale. În persoana lui Mantenia ne aflăm exact în fața unui caz în care se poate vorbi despre unitatea indisolubilă dintre cele două elemente. Și în viață, și în creația sa artistică, Mantenia se afirmă ca o personalitate integră care excelează printr-o ambiție nemăsurată, prin urmărirea pătimașa a țelului propus, printr-o voință de fier, prin asprime, nesociabilitate. Acest om de bronz a creat, după chiful și asemănarea sa, acei eroi care populează frescele și tablourile sale și al căror pas greu tulbură parcă liniștea de a imaginii artistice încă de la vârsta de 17 ani, Mantenia o rupe cu profesorii săi și începe să lucreze independent. El muncește îndârzi, îndârjit și fără preget, știind totdeauna către ce să tindă ce vrea. Oricât i-ar fi fost de greu, i-a plăcut cel mai mult să lucreze de unul singur. Este meșter în toate, pictor, gravor, sculptor, arhitect, poet, arheolog nu se dă în lături să execute desene pentru țesături, pentru vaze, covoare, gravuri. Oricâte obstacole îi s-ar ridica în cale, el le depășește cu ușurință, printr-un efort de voință. La 15 iunie 1489, el scrie din Roma marchizului Francesco Gonzaga. Lucrarea este vorba despre pictura pentru capela papei Inocențiu al viii Nota autorului, este o mare pentru un singur om, doritor să merite onoarea, mai ales în Roma, unde se pot auzi multe opinii ale oamenilor pricepuți. Și cum la întrecerea cailor berberi, cel care ajunge primul primește premiul, tot așa trebuie să-l primesc și eu, grație bunătății lui Dumnezeu. Ambiția lui este nemăsurată luptă să obțină blazonul necesar pe ceții cu care să-și întărească scrisorile și titlul de Comes Palatinus. Reușește chiar să dobândească titlul cavaleresc, Eques sau Miles Auratus. Își amenajează din vreme și își decorează somptuos o capelă pentru păstrarea rămășițelor sale pământești. Trăiește pe picior mare, Cumpără grădini și loturi de pământ. Își construiește o splendidă casă cu o curte interioară rotundă pentru păstrarea antichităților. Colecționează opere de artă antică și asigură fetelor sale o frumoasă zestre. Acestea nu îl împiedică să le amintească în permanență protectorilor săi despre plata banilor. Să regrete insuficiența lor și să nu-și îndeplinească îndatoririle financiare față de proprietarii de locuințe și față de nepoata sa, al cărei tutore era. Mantenia folosește cel mai mic pretext pentru a acționa în justiție și a se adresa marchizului Lodovico Gonzaga cu plângere împotriva ofensatorilor săi. Ba că i s-a furat un gutui din grădină, Ba că l-a furat bărbierul, ba că un croitor i-a stricat costumul. Marchizul Lodovico are o atitudine excepțional de răbdătoare față de toate aceste acuze și încearcă să-l scoată basma curată pe artistul său preferat. Dar nici chiar el nu izbutește întotdeauna. În privința jalbei lui Mantegna împotriva croitorului, el îi scrie, nu fără umor, o epistolă în care încearcă să calmeze patima dezlănțuită a artistului său de curte. Scumpul meu, din scrisoarea ta, ne-am dat seama că s-au purtat nedrept cu tine. Nouă ne pare foarte rău de asta și suntem și mai supărați decât putem. Să o exprimăm, întrucât noi, din voința lui Dumnezeu, ne vom afla luna viitoare la Mantova, să ai puțină răbdare în afacerea cu croitorul care ți-a stricat costumul, pentru că vom încredința toată afacerea unui om care se descurcă admirabil în asemenea chestiuni și drepturile tale vor fi restabilite, fapt pe care lasă-l în grija noastră. Cele mai mari scandaluri au avut loc în anul 1475. Când oamenii lui Mantenia au tras o bătaie soră cu moartea pentru diverse și retlicuri, gravorului Simone Ardizone, da Regio, care lucra la vechiul prieten al lui Mantenia, cunoscutul gravor, Țoan Andreea. Pentru a-i veni definitiv de hac dușmanului său, Mantenia l-a mai învinuit încă și de sodomie. N-au trecut după asta nici șapte zile, și Mantenia a deschis acțiune împotriva unui oarecare Francesco Aliprandi, învinuindu-l de furt de mere. În suplica lui către marchizul Lodovico, Aliprandi se plânge de caracterul insuportabil și al lui Mantenia, afirmând că acesta nu se împacă nici cu Tsoan Donato din Preti, nici cu Gaspar de Gonzaga, nici cu Antonio da Crema nici cu protoiereul din parohia San Giacomo, nici cu Meser Bonamento și cu niciunul din vecinii săi. În același timp, Mantenia știa să fie politicos și prevenitor, mai cu seamă în relațiile cu prietenii și cu potentații acestei lumi. Era un om cu caracter autoritar, aspru, nesociabil și ca unui mare artist, protectorii săi îi treceau totul cu vederea. Nu degeaba marchizul Federico Gonzaga îi scria duce lui de Milano. Acești mari maestri își au ciudățeniile lor. Anno del Fantastico. Și de la ei trebuie să iei ceea ce ne pot da. Cariera artistică a lui Mantenia constituie pentru epoca 400 ului ceva principial nou. Un număr covârșitor dintre artiștii secolului al XV-lea aveau legături cu breselele și erau constrânși să urmeze cu strictețe toate regulile și directivele lor. Faptul stânjenea, nesigur, destul de mult activitatea lor. Se știe că Mantenia a intrat între 1441 și 1445 în breasla pictorilor din Padova ca fiu adoptiv al lui Francesco Scoarcione n-avea atunci mai mult de 14 ani. Dar încă din 1448 el rupe relațiile cu profesorul său și începe să lucreze de sine stătător. Șapte ani mai târziu chema în judecată pe Scorcione, intentând o acțiune pentru 400 de ducați. Mantenia își întemeia acțiunea pe faptul că, Scorcione, profitând că el era minor, l-a legat cu un contract drastic și l-a exploatat în fel și chip timp de șase ani, nu numai ca artist, ci și ca băiat la toate. Episodul respectiv arată clar cât de perseverent era Mantenia, cu caracterul lui independent, în încercarea de a se elibera de subdominația Breslei și a statutului ei. Devenind pictorul de curte al marchizului Lodovico Gonzaga, Mantenia a dobândit o libertate relativă. El nu executa numai comenzile patronului său, ci primea să execute și lucrări din afară. Poziția de pictor de curte, pe lângă un mecen aluminat, îi asigura o situație privilegiată și l ajuta să se îmbogățească rapid. El a început să ducă un mod de viață din ce în ce mai îndestulat, apropiindu-se datorită înaltelor titluri primite de cercurile patriciatului cu înclinații umaniste. Pe acest drum, mantenia s-a transformat din meșteșugarul modest de odinioară în renumitul maestru de curte, ale cărui lucrări erau solicitate de oamenii cei mai devaza ai Italiei. O soartă asemănătoare au avut și mulți alți artiști din secolul al xvi lea care vagabondau de la o curte princiară la alta rupând o hotărât cu modul de viață modest al Breslelor Acest proces al transformării meșteșugarului în artist de curte caracteristic pentru Italia din 500 s-a manifestat clar pentru prima dată în activitatea lui Mantegna și norocul lui a fost că el n-a trebuit să meargă ca Leonardo de la o curte la alta în căutare de protectori. În persoana marchizilor de Gonzaga, el a găsit amatori pricepuți ai artei sale și, până la sfârșitul vieții, n-a rupt legăturile cu curtea lor. În această privință, se cuvine să subliniem că centrele princiare din secolul al XV-lea erau adevărate focare ale umanismului. Pe câte vreme, începând cu al doilea pătrar al secolului al XVI-lea, mai ales în perioada contrareformei, ele s-au transformat în focare necamuflate ale reacțiunii. În tinerețea sa, Mantenia a fost legat de scoarcione cu care ulterior s-a certat. Despre acest scoarcione se mai poartă și astăzi discuții între istoricii de artă. Dacă Longhi presupune că atelierul lui a jucat un rol important în dezvoltarea școlii padovane de pictură, deja Christler, iar după el și Fiocco, neagă categoric acest lucru. Scoarcione a fost mai degrabă un afacerist stabil decât un artist calificat. El a știut să ademenească în atelierul său tineri talentați făcând din ei fie adoptivi și contravenind astfel la riguroasele reguli de breaslă care limitau numărul ajutoarelor unui maestru. În anul 1419, el încă mai era croitor, ocupându-se și cu broderia, și abia în 1429 a devenit artist. Polipticul său 1429-1452 din Muzeul Municipal din Padova și fragmentele de frescă descoperite nu demult în San Francesco Grande 1452-1466, tot la Padova, dau despre scoarcione imaginea unui foarte slab pictor. De aceea ucenicii săi fugeau de la el de îndată ce li se oferea posibilitatea. Dar, așa cum se întâmplă adesea în viață, lipsa talentului nu l-a împiedicat să fie foarte activ și să uneltească asidu împotriva a tot ce era talent și strălucire. În ruperea legăturilor lui cu mantenia și apropierea tânărului artist de familia Bellini, care acționa în concurență cu Scoarcione, a făcut din el un dușman înverșunat al lui Andreea. Dorind să-l compromită, el l-a învinuit pe fostul său elev că figurile frescelor din ovetarii semănau mai mult cu niște statui decât cu oamenii vii și, în bătaie de joc, l-a sfătuit să folosească culori de piatră. Este foarte elocventă relatarea unuia dintre discipolii lui Scoarcione, Aniolo, care în 1465 a rupt de asemenea toate legăturile cu acesta, numindu-l pe deasupra poltron și hoț, pentru că nu era în stare să învețe pe nimeni nimic și n-a învățat pe nimeni niciodată ceva, deși s-a lăudat că l-a făcut om pe Andreea Mantenia. Așa ne apare în lumina documentelor de arhivă Scorcione. Acesta nu seamănă deloc cu ceea ce povestește despre el Scardeone, care publică în 1560 de Antichitate Urbis Patavi, ca patriot al orașului natal, Scardeone îl consideră pe Scoarcione ca întemeietor al școlii padovane de pictură. Scoarcione ar fi călătorit chipurile în Grecia, ar fi avut 137 de elevi și ar fi învățat cu ajutorul copiilor, după fragmente de sculptură antică, al medaliilor și copiilor, după lucrările renumiților pictori ai Toscanei și ai Romei. Nu este exclusă posibilitatea ca în atelierul lui Scoarcione să fie existat cu adevărat antichități ținând seama de creșterea interesului față de tot ce era antic, Scorcione putea să adune niscaiva fragmente de sculptură antică, dar el nu putea să învețe pe cineva cum să înțeleagă arta antică. Pentru asta, el era prea strâns legat de goticul din nordul Italiei. În atelierul lui, stilizarea lineară, violentă, făcea casă bună cu motivele antice, care erau redate însă, într-un cadru atât de capricios și arbitrar, încât își pierdeau cu totul rezonanța antică. Mantenia a avut posibilitatea să se familiarizeze aici doar cu stilizarea de factură gotică, dar aceasta era exact ceea ce se străduia el să depășească în tinerețe. Și tocmai de aceea, el s-a îndreptat spre studiul creațiilor lui Donatello și ale altor maestri florentini. Polemizând cu Longhi, Fioco pune absolut just problema atunci când atribuie o importanță hotărâtoare în formarea personalității creatoare a lui Mantenia, maestrilor din cercul florentin, care au adus în nordul Italiei tradițiile renascentiste. Și, și Longhi insistă asupra faptului că toți maestrii florentini sosiți la Padova și la Veneția nu deveniseră încă în această etapă timpurie propagandiști ai noii estetici renascentiste, acest punct de vedere nu poate fi admis în niciun caz. Aici este nevoie neapărat de o abordare diferențiată. Dacă Pietro Lamberti, Del Lodelli, Antonio da Firenze și, în parte, Paolo Uccello, sosiți la Veneția, era un în adevăr încă prea strânși legați de tradiția gotică pentru a putea să-și spună un cuvânt nou. Apoi alta era misiunea lui Andrea del Castanio, a lui Donatello și a lui Fra Filippo Lippi. Aceștia aveau ce învăța pe pictorii din Italia septentrională. Restaurarea recentă a frescelor lui Castanio din Capela Sant'Arasio în San Zacaria vorbește fără echivoc despre caracterul pur renascentist al acestei picturi murale din anul 1442, în care figurile lui Dumnezeu Tatăl ale apostolilor și prorocilor cu puternica lor plasticitatea formei, se înrudesc în spirit cu imaginile lui Masaccio din capela Brancacci. Și mai mult încă trebuie să fi dat artiștilor nordici Donatello, care a realizat între 1446 și 1450, împreună cu numerosul său atelier, altarul principal din Santo. Pentru Mantenia, format ca personalitate creatoare Tocmai în acești ani, statuile și reliefurile altarului au constituit un puternic stimul pentru găsirea de noi soluții. În sfârșit, apariția la Padova a lui Fra Filip Polipi, care a lucrat aici între 1434 și 1437, a contribuit de asemenea la creșterea tendințelor renascentiste în pictura locală. Fără îndoială, Mantenia a fost în nenumărate rânduri la Veneția încă din anii tinereții, legând acolo relații amicale cu familia Bellini. În 1454, Mantenia s-a căsătorit cu fiica lui Jacopo Bellini, Nicolosia. În persoana socrului său, Mantenia a găsit un maestru care se interesa îndeaproape de perspectivă și de antichitate, așa cum o vădesc desenele sale din Louvre și din British Museum. Dar abordarea moștenirii antice de către Iacopo Bellini se deosebea profund de felul cum înțelegea această moștenire Andreea. Dacă primul mai privea încă monumentele antice cu ochii gotici, înconjurându-le cu o aureolă romantică aparte, cel de-al doilea se apropia de ele cu măsura învățatului arheolog, care se străduia să recreeze cât se putea mai fidel îndepărtata lume antică. Se pare că mult mai multe puncte de apropiere a avut Mantenia cu fratele Nicolosiei, Giovanni Bellini. Dezvoltarea lor artistică a decurs multă vreme paralel și ei au făcut, fără doar și poate, schimb de experiență până către deceniul 8 după care drumurile lor s-au despărțit brusc. Giovanni a pornit pe calea lung largă a picturii pure, însușindu-și lecțiile lui Piero della Francesca și Antonello de la Messina, iar Mantenia a rămas ceea ce a fost maestrul formei aspre statuare. A mai existat încă un izvor din care s-a adăpat Mantenia. Este vorba despre arta neerlandeză. În 1448 el a fost la Ferrara, la iar Curtea Ducilor deste de era, după cum se știe, unul dintre principalele focare ale culturii artistice neerlandeze în Italia. Aici lucrau miniaturiști, pictori, giuvaergii și țesători neerlandezi. Aici era deosebit de prețuită maniera subtilă cu ajutorul căreia pe o mică suprafață a unei foi de pergament sau pe un panou, era zugrăvită cu migală o imensă lume în toată multitudinea ei de detalii. La Ferrara, Mantenia a învățat, pentru prima oară, să prățuiască frumusețea aparte a dimensiunilor infinit de mici. Și deși el nu s-a folosit niciodată de tehnica anulei, a știut să obțină și cu mijloacele picturii în tempera un uimitor grad de șlefuire a facturii miniaturale. Aceasta a putut să o învețe de asemenea din tablourile și desenele lui Jan van Eyck, cu care el a putut face les necunoștință fie la Veneția, fie la Padova. În orice caz, deja în tabloul datat 1454, din Capo di Monte, Neapole, Sfânta Eutimia, se fac simțite influențele neerlandeze, Ceea ce a fost just remarcat de Mais. Cum vedem, sursele creației lui Mantenia au fost complexe și contradictorii. Aici se simte și umanismul padovan cu orientările lui științifice-arheologice. Aici se remarcă și tradiția gotică larg răspândită în nordul Italiei. Este prezentă și arta venețiană, în frunte cu Jacopo Bellini. Aici găsim și noile adieri renascentiste aduse la Padova și Veneția de către maestrii florentini. Aici se observă și cunoștința pe care o face cu imaginile pictorilor neerlandezi. Dar lucrul cel mai uimitor este, la Mantenia, asimilarea organică a tuturor acestor elemente contradictorii și crearea pe baza lor a unui nou aliaj atât de pregnant și de original încât nici până astăzi n-a pierdut nimic din strălucirea sa. În anul 1448, când el avea doar 17 ani, Mantenia primește împreună cu Nicolo. Pizzolo, elevul lui Fra Filippo Lippi și ajutorul lui Donatello, comanda pentru pictura unei jumătăți a capelei Ovetarii din biserica Eremitanii din Padova, cealaltă jumătate a capelei, trebuia să fie zugrăvită de Giovanni D Alemania și de Antonio da Murano. Din cauza morții lui Giovanni Dalemania, în 1450, pictura bolții în cruce a rămas neterminată și a fost dusă la capăt până la 27 noiembrie 1451, de către frații Vivarini. În 1451, lui Mantegna și Pizzolo li s-au alăturat încă doi pictori, Ansuino da Forli și Bono da Ferrara. În lumina noilor cercetări, se poate considera ca fapt stabilit că activitatea lui Mantegna în capela Ovetarii s-a desfășurat de-a lungul aproape a opt ani. În 1449, el a pictat figurile apostolilor Petru și Pavel și a Sfântului Cristofor în absidă și, cam în același timp, două scene în lunete: convertirea lui Iacob și a lui Ioan și propovăduirea lui Iacob, precum și un cap pe arcul triunfal. Autoportret. Ceva mai târziu au fost realizate două scene din registrul 2 de pe peretele din stânga, botezul lui Ermogen și Sfântul Iacob în fața lui Irod Agripa și către 1455 fresca din absidă, înălțarea și două scene din registrul de jos de tot de pe peretele din stânga, procesiunea Sfântului Iacob spre locul de o sândă și martiriul Sfântului Iacob. Probabil cele mai târzii fresce pictate de Mantenia aici au fost două scene din viața Sfântului Cristofor, care au supraviețuit în urma absurdului bombardament aerian din anul 1944. Pieirea celorlalte fresce este un act de mare barbarie din zilele noastre și o pierdere ireparabilă. Compararea acestor fresce între ele vorbește despre dezvoltarea neobișnuit de rapidă a tânărului Mantenia. Într-un răstim de aproximativ 8 ani, el a parcurs o evoluție care la alți artiști ar fi neces necesitat decenii. Aici și-au spus odată în plus cuvântul perseverența caracterului său și constanța cu care a știut să-și urmărească scopul propus. Capela Ovetarii reprezenta în plan un dreptunghi lung de 7 metri și lat de 8,75 metri, acoperit cu o boltă în cruce. Această încăpere se termina cu o absidă pentagonală adâncă de 4 metri. Conca absidei era fragmentată în cinci părți de formă triunghiulară care conțineau figura lui Iacov, pe a lui Cristofor, pe a lui Dumnezeu Tatăl și pe ale apostolilor Petru și Pavel. Sub concă se desfășura o friză din patru medalioane cu reprezentările celor patru părinței Bisericii, iar chiar în Absidă era reprezentată înălțarea. Pe pereții laterale ai capelei, frescele erau împărțite pe trei rânduri. Limita de jos a frescelor, aflându-se la circa 2 metri deasupra nivelului podelei. Privitorul putea să vadă aici scene din viața lui Iacov și a lui Cristofor. În sfârșit, volta în cruce, cu ornamentul fastuos și greoi, era împodobită cu patru tondouri, în care se înscriau busturile evangeliștilor. Fără îndoială, programul tematic al ansamblului era dictat de comanditari, detaliile fiind precizate de artiștii care le executau. Se vede că, încă de la început, rolul principal pe care a trebuit să-l joace Mantenia, deși era cu 10 ani mai tânăr decât Pizzolo, asasinat în 1453. Grupul de fresce, mai timpurii, pictate de mantenia, este lipsit de o personalitate pregnant exprimată. În figurile sfinților din absidă, stând deasupra norilor, se fac simțite ecouri din puternicele imagini ale lui Castanio din San Zaccaria, dar la Mantenia, ca și la Pizzolo, toate faldurile au un caracter mai fărâmițat, mai cizelat. Două scene timpurii din viața lui Iacob, convertirea și propovăduirea, de asemenea, nu trădează încă mâna unui mare artist. Compozițiile suferă de supraîncărcare, perspectiva este foarte aproximativă, desenul nu este prea sigur, proporțiile figurilor n-au fost găsite. Dar deja aici își spune cuvântul tendința lui Mantenia către forma severă și către liniile subțiri ca pânza de păianjen. Cu totul altul, ni se prezintă Mantenia în fresca din registrul de mijloc al peretelui din stânga, potezul lui Ermogen. Ca și în pictura din lunetă, în fața frescei, atârnă ghirlande grele pe care stau putii. Prin această soluție se potențează iluzia spațiului, desfășurată în adâncime, întrucât aceste ghirlande se află în fața planului picturii propriu-zise. Prin structura lui compozițională, botezul lui Ermogen se apropie de fresca alăturată, sfântul Iacob, în fața lui Iroda Gripa. În amândouă scenele, personajele principale sunt deplasate, într-un caz puțin spre stânga, în celălalt puțin spre dreapta. Ambele scene au un punct de convergență al liniilor aflat la granița dintre cele două picturi alăturate. Spațiul frescei nu este orientat spre locul real în care se află privitorul, care vede pictura de la un nivel mult mai coborât, ci spre un privitor care s-ar afla la același nivel cu personajele scenei. Construit după toate regulile perspectivei, spațiul se remarcă printr-o uimitoare claritate și lizibilitate. Zona din față este lăsată goală, figurile sunt astfel plasate, încât ochiul trece de la una la alta, ca și când ar număra parcele ale spațiului desfășurat în adâncime. Puțin cam grea în comparație cu figurile, arhitectura de tip Renascentist atrage la fel de activ ochiul privitorului în planul îndepărtat, prin toate liniile ei. Aici este înfățișată frontal o casă de un aspect nu prea obișnuit, cu un portic Renascentist pe deplin real, în care sunt instalate dughiene. Mantenia introduce cu abilitate în fresca sa detalii observate în viață. Sunt aici și figuri de copii și un bătrân cu turban și privitori stând la palavre sprijiniți de balustradă și diferite obiecte de uscasnic etalate pe rafturile dughenelor. Dar toate acestea nu-i conferă frescei caracter de gen. Cum remarcă absolut just Anne Benoit, la Mantenia totul poartă pe voinței severe, tiranice și a unor imense cunoștințe teoretice – cu un cuvânt a stilului. El preferă evident formele ferme, rigide, impermeabile. Dar ace de aceea, construcțiile lui arată încă și mai greoaie și mai pietroase decât erau în realitate. De aceea, drapajele lui, cu faldurile agitate, par a fi făcute din tablă. De aceea, chipurile personajelor sale, cu trăsăturile lor fine, cizelate amintesc mai degrabă busturile turnate în bronz, decât carnația omenească vie. Interesul lui Mantenia pentru rezolvarea complexelor probleme ale perspectivei se aseamănă în multe privințe cu căutările cu care erau ocupați contemporanii săi mai vârstnici, Elbe Alberti, Donatello, Uccello și Piero della Francesca. Dar la Padova, a cărei universitate era vestită pentru studiul științelor exacte, exista și o solidă școală de matematică. La începutul secolului al XV-lea, aici ținea cursuri Biagio de, Parma, care a scris în anul 1399 tratatul Chestiones Perspective. Anumite stimule ca să se ocupe cu perspectiva, Mantenia putea să le fi primit și de la socrul său, Iacopo Bellini, care cultiva cu perseverență aceleași probleme. Studiile lui de perspectivă arată însă ca niște jocuri de copii în comparație cu ceea ce a realizat în frescele sale Mantenia, care ne apare în ciuda vârstei ca un adevărat savant. Fresca Sfântul Iacob în fața lui Rod Agripa dezvăluie o altă latură a creației lui Mantenia și anume pasiunea sa pentru antichitate. Aici însuși, subiectul i-a îngăduit artistului să strălucească în fața privitorului prin profundele sale cunoștințe în domeniul arheologiei antice, deși se obișnuiește să considera că Mantenia a interpretat foarte liber motivele antice, se cuvinea se sublinia totuși că în privința volumului de cunoștințe arheologice, el îi întrecea cu mult pe toți contemporanii. El a reprodus în fresca sa, cu o precizie nemai întâlnită până atunci, armurile legionarilor romani, veșmintele consulilor, tunica și columbium. Așa zisa Sella Curulis a consulilor, forma scutului roman, arcul de triumf roman cu medalioanele cel împodobesc, August și Neron, cu relieful scena de sacrificiu antic și cu splendida inscripție pur clasică, Alcătuită din impecabile litere anticve. Și n are absolut nicio importanță faptul că arcul său de triumf nu copiază direct niciunul dintre cunoscutele arcuri antice, numai pe departe amintește arcul lui Titus și arcul Gavi din Verona: că există inexactități în, inscrip în inscripția latină și că nu sunt cu totul exacte detaliile armurilor. Important este altceva, și anume faptul că Mantenia a reușit să redea culoarea locală a scenei antice. Aici avem de a face cu atât cu imitațio a motivelor clasice, cât cu originala lor transpunere de către o bogată fantezie creatoare. Probabil, în alegerea modelelor clasice, pe Mantenia îl mai ajuta și prietenul său, învățatul Marcanova. Dar dacă acesta din urmă N-am mers mai departe de copierea inscripțiilor și monumentelor antice, Mantenia a ales calea liberelor interpretări. Și când începi să privești mai de aproape figurile oamenilor uzugrăviți de el și peisajul planului din fund, vezi clar cât de mult păstrează acestea din tradiția gotică a Italiei de Nord. Picioare și mâini atât de vânoase, gesturi atât de sânte de stângace trăsături ale feței atât de ascuțite. Falduri ale îmbrăcămintei atât de rigide, peisaj pietros, atât de aspru n-au cunoscut nici sculptura, nici pictura antică. Și totuși, prin verosimilul ei și prin palpabilitatea realității, lumea reprezentată de Mantenia în această frescă a fost cea mai autentică, cea mai antică, dintre toate cele câte au fost prezentate în tablourile și frescele din 400 și în această privință n-a putut concura cu el și niciunul dintre pictorii secolului al xv lea